Hip, hip, ura! Hip, ura! Hip, ura! Hip, ura, ura, ura! România! Trăiască România! Îndurare să ne iubiați pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și a totul cu care cătoase și de-a răzutoare de viață în Italie. Însuți Dumnezeu îi odihnește sufletul adormiților rogilor tăi, eroi neamului nostru românesc, în loc luminat, în loc de viață, în loc de odihne, de unde ar fi toată durerea de starea suspinare. Orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iată. Dumnezeu să e. Suntem în legătură cu doamna Diță, marea noastră campioană, care a obținut pe 17 august 2008 cel mai important titlu olimpic pentru România, campioană olimpică la maraton. Bună dimineața, Au trecut 5 ani de la câștigarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice. Să mulțumesc că sunt prezenți la stadion. Veniți mai aproape. Multe baftă. Să ajungă cu bine la sfârșitul cursei. Am înțeles că cursa va fi și pe traseu forestier și pe stradă. Și oricum, ce s-a întâmplat, este foarte greu traseu. Ne doresc cu foarte multe baftă și să ajungă învingători la sorbire. Motoul maratonului e de la Roșia Montană. Din dragoste pentru România și istoria ei, spuneți da drepturilor naturii. Natura este o ființă vie. Acesta este motoul maratonului nostru pe care îl alergăm astăzi la Roșia Montană. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Mulțumim, mulțumim! Astăzi alerg cu drapelul României pentru a 65-a oară, cu drapelul Uniunii Europene pentru a 36-a oară și pentru prima dată steagul UNESCO, un steag pe care l-am construit împreună cu Alexandra și care cred că simbolizează pământul. Și noi avem pe steag exact pământul, pământul pe care iubitorii de natură încearcă să-l salveze. Hai! Izostar, vreți batoane? Bravo! Bravo Ilie, bravo Alexandra! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru organizare. A fost un maraton foarte frumos. Mulțumesc. Mă bucur că am fost aici pentru prima dată în Roșia Montană. Ce să zic, este prima cursă pe anul ăsta, e un pic cam târziu. Până acum m-am îndrăgat mai mult în partea, dar s-a evit ocazia și astăzi că a fost foarte frumos. Mă bucur să vă revăd pe unii dintre voi și să vă cunosc pe ceilalți. În locurile foarte frumoase merită revenit și m-am bucurat foarte mult să fac. Pentru noi, ziua de 17 august are o semnificație. Anul trecut, la Maratonul Recunoștinței, Călugăremi, Parcul Carol, București, am luat virusul alergării. Deci astăzi se împlinește fix un an. Atunci am fost voluntar mobil, mașina
hidratare. Și uite că astăzi, la fix un an, am ajuns să alergăm și noi maratonul recunoștinței, de această dată la Roșia Montană. Mă bucur că foarte frumos Roșia Montană. Astăzi alerg semi-maraton. Mă bucur că organization was very good. I like to run. Mulțumesc domnule Ilioroșu, mulțumesc voluntar, mulțumesc Me, I just like to run in my life. Mulțumesc for Ilioroșu. Emanați o energie pozitivă, plină de speranță. Vă mulțumesc că m-ați trimis între voi. Vreau să vă zic pe cele două proiecte și ce am învățat eu cu Ilie. Mesajul meu despre drepturile naturii a fost un mesaj despre responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare, să le lăsăm o casă în care poate să trăiască. Dar niciodată n-am vorbit despre strămoșii noștri care s-au bătut și au vărsat sânge ca noi să fim aici și să trăim și să locuim pe aceste meleaguri. Și asta am învățat de la Ilie despre importanța trecutului și importanța strămoșilor noștri. Deci avem un maraton care vorbește despre trecut, recunoștință față de cei din trecut, un maraton care vorbește despre responsabilitatea pentru generațiile viitoare. Mărășan Constantin și am fost 29 de ani medii de circunscripție în această localitate. Așa că cunosc și gândurile locuitorilor de aici. Sunt fericit că ați venit și ați adus o rază de lumină și culori în această localitate, care este o localitate destul de tristă. Oamenii din Roșia Montană iubesc progresul, iubesc frumosul, iubesc acest loc deosebit de important istoric și noi vă mulțumim deosebit de frumos că ne-ați onorat cu prezența și cu acest eveniment sportiv de o noblețe deosebită. Vă așteptăm și la anul și sper că Bun Dumnezeu ne va ajuta ca să asigurăm condiții mai optime, pentru că sportivii merită, că au depune eforturi deosebite pentru culorile României.
precious. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood. Știți că e un monument acolo în față la poliție? Monumentul ăla pentru eroi. Știți ceva istoric cum a apărut monumentul ăla acolo? De la mama ta? Ăla care e acolo, era din răzut, din al doilea sau din primul? Din primul. Primul. Asta e din primul. Da? Din al doilea, când al doilea a fost unchiul meu, a fost unchiul meu, era răzut, dar ăla era deja. Era, nu? Era, da. Așa? Da. Și cine l-a ridicat ăla? Asta nu știu. Nu știu, da? Nu știu. Să rămână. Dar sigur, numai, cum să zic, primărie, că aici așa, adică statul popular. Primărie era pe vremea aia. Primărie era pe vremea aia. Vreau să vă spun că am onoarea să vă prezint o echipă care anul acesta pentru prima dată a organizat la Roșia Montană un maraton la care s-a alergat de dimineață. Organizatorul acestui maraton, de fapt unul dintre ei, este Ilie Roșu, pe care astăzi a alergat, atenție, cel de-al 75-lea maraton din viața lui. În dreapta mea imediat este Hiroko. Cine face maratoane în România o știe pe Hiroko. E o japoneză care trăiește aici. Bună seara, Hiroko! Bună seara! Ai câștigat astăzi? Da, am alergat în maraton și câștigat. Cât ai scos? Timp? Da. 4 ore și 40 și ceva. 41. A fost frumos? Da, a fost zona foarte frumoasă, aia curată, apa curată și am întâlnit multe animale fericit cu zona verde. Da. Animal fericit cu zona verde. Ăla sunt eu. Mergem mai departe, voi sunteți de la asociație? Da, bună seara, mă numesc Alexandra Costelnicu, sunt președinta asociației Pacea Mama România. Natura este considerată o ființă vie, nouă resursă de consumat în Constituție. În Ecuador. În Ecuador. Acesta a fost ediția a doua a maratonului recunoștinței, un maraton care a fost dedicat doamnei Santina Dicu. Mulțumim că a acceptat ca noi să alergăm pentru victoria pe care a obținut-o la Beijing. A fost pentru noi... A fost cum să a fost pentru noi o lecție pe care doamna Diță a dat-o României și a dat-o și întregii lui. Noi am acesta, am alergat la Roșia Montană, un mesaj din dragoste pentru România și istoria ei, spuneți da drepturile înapoi, natura este o ființă vie. Și am inscripționat pe tricou victoria pe care doamna Diță a obținut-o la Beijing, 17 august 2008, pe Santina Diță, campioană olimpică. Și am și declarat pentru a doua oară, 17 august, ziua maratonistului din România. Și am fost atât de norocoși pentru că a fost exact în ziua în care s-a desfășurat Olimpiada Beijing. Am mai fost o competiție în acea zi. Și toată lumea a zis să ne ducem pe acolo. Să avem mai multe lume, dar nu am ținut neapărat să fim în data de 17. Dumneavoastră ați alertat alături de noi cu numărul de concurs 101. Este unul, eu te-au zis, o mai mare puțin, dar l-a dus și unul mai mic. E bine. Așa. Și vă felicităm. 101, eu am avut 102. Am avut o oră de 102.
acum să vă povestesc despre medalii. Medalia de anul acesta a fost avut pe central Zeița Victoriei de la Tișița, care se mișcă o femeie cu o sabie înălțată deasupra capului. Și se mișcă Victoria Armatei României în primul război mondial. Victoria dumneavoastră de la Victoria Armatei României și Victoria Românilor în lupta pentru lucrurile naturale. Asta am vrut noi să facem. Trei lucruri. Și la fel 17 august, ziua maratonului. Și 17 august, Constantin Adiță, campioană olimpică. Și noi un subic atașitat. Pentru noi, pentru toți maratonii care am ajutat, este o mândrie. Eu, în numele lor, reușesc să vă ofer o medalie. Este chiar aici pe glob, da? De acel glob pe care l-a ținut în mână 4 ani de zile. Sperăm ca ediția a treia merge acasă la Trecușe. Și cum a legat pe sub poarta sărutului și pe ala. Și masa tăcerii și plana intimului și poate reușim un start la locul unde s-a făcut Târgu Jiu și să sosim în centrul orașului Târgu Jiu, facem o mare sărbătoare. O să fiu prezentă în sfârșitul oamenilor ca întotdeauna și am vrut să vă dau un start la ediția maratonului. Da. Și sper ca la anul dată dumneavoastră ziceți cu arătii la Trebuciu, că la două să fiu la start a trei ediții a maratonului și sunt foarte onorată să primesc acest tricou care mă reprezintă și aceea pe care mulțumesc super și vă doresc în continuare să faceți mai multe ediții de maraton să ajungem și la ediția 100. Și aș vrea să vă spun că acest maraton a fost organizat de Asociația Cașa Maratonului de Ilie Roșu și de clubul Eco Alpin. Vă doresc un mare mult succes de baftă și și un al doilea tricou care este un puțin mai mic decât așa. Dar nu căpea numărul de tricou de concurs să fie aici. Hip hip ura! Hip hip ura! Hip ura! Hip ura! Hip ura! Ura ura! România! Trebuie să România!